Bună, dragilor! Bine ne regăsim după ceva timp la treapta spre evoluție, episodul 7. După 2 ani la 6 TV cu emisiunea Știință Transformare Nutriție și vreo 2 ani în online, găsiți emisiunile pe canalele de YouTube Simona Ioniță Eden Center și Emis TV Simona Ioniță și pe Facebook în grupul Simona Ioniță Eden Center. Aveți mai multe sesiuni gratuite pe diverse teme de interes. În relații, tot începe cu tine, vindecarea trecutului, mai multe. Ok. După ce ne-am ocupat în episodul anterior și de lecțiile care le primim de la natură și de legile naturii, chiar o să fac o sinteză într-un video mâine, poate vineri, la ora 13. Astăzi o să ne ocupăm de un lucru special. De asta nici nu ne-am mai văzut în ultimul timp, pentru că sunt într-un bootcamp transformațional în care am avut multe aha-uri și voiam să împărtășesc cu voi din ele. O întrebare care o am pentru voi și o întrebare pe care v-am mai pus-o și ulterior, dar n-am, și anterior, dar nu am intrat în detaliu foarte mult. Dai și ei sau dăruiești și primești? Și tranzacțional sau transformațional? Pentru că și în Access este această noțiune pe care noi am dezbătut-o pe larg în de vreo 7-10 zile. Și o noțiune de bază pentru a crea o lume mai bună pe această planetă. Încă de când m-am întors în străinătate, din străinătate acum vreo 10 ani, intenția mea a fost să creez acest centru Eden Center pentru a vă da instrumente pentru transformarea voastră, amplificarea câmpurilor vibrației voastre și astfel să impactăm și pe ceilalți și să creștem conștiința planetei și să creăm raiul pe pământ, efectiv. Iar acest concept de astăzi este foarte important în acest sens. Și e o diferență imensă. Numai astfel putem crea armonia pe întreaga planetă. A da și a lua, efectiv, este o tranzacție. Dai cu mâna, o mână primești cu cealaltă. Apropo, e bine să dai cu dreapta și să primești cu stânga, pentru că dacă iei cu dreapta, dai imediat ușor înapoi. Și deci a da și a lua, efectiv, este un schimb. Un schimb de energie, o tranzacție. Da? Strict tranzacție. A dărui și a primi e cu totul altceva. A dărui înseamnă a fi deschis, să dai fără așteptări de a primi înapoi de la acea persoană sau alte persoane. Dar universul e minunat, el tot timpul echilibrează energiile și tot timpul când dăruiești și ești deschis să primești, asta e un alt secret, o să primești înapoi, înzecit poate, atâta timp cât ești deschis la miracolele universului. Atâta timp cât ești dispus să ieși din cutiuța ta a contracției câmpurilor tale și să fii expandat, să fii bucurie, să fii tot și toate. Și atunci lucrurile vin la tine. De multe ori, în special când aveam familie, dacă nu aveam chef să gătesc, venea o vecină cu ceva să-mi dea, să mănânc, a gătit prea mult, că și ea era singură, de exemplu. Lucrurile se așează cu ușurință, atâta timp cât ești fără așteptări, atâta timp cât ești deschis și ai încredere în miracolele universului, că tot timpul se așează exact cum este mai bine
pentru tine. Și ceva iarăși important pentru voi. De ce te simți diferit față de cei din jur și de ce ei poate nu te înțeleg? Și poate tema de astăzi este un aha care vă face să înțelegeți acest lucru. De ce sunteți diferite? Pentru că sunteți diferite, efectiv, sunteți la o altă vibrație decât majoritatea celorlalți. Dar e foarte important să vă acceptați, să acceptați această natură de a fi diferit și să nu vă contractați, să vă puneți în cutiuța în care ne pune această societate, în care ne pun ceilalți, de frică că nu veți fi acceptați de ceilalți. Schimbările imense le fac inventatorii. Schimbările imense le fac acești oameni care ies în afara zonei de confort și se expandează. Ei aduc cea mai mare contribuție în univers. Tot timpul, când s-a crezut că ceva nu e posibil, a apărut cineva care a demonstrat că se poate. Și apoi alții i-au urmat. Apropo și de a alerga suta de metri rapid. Se credea parcă sub 3, nu mai știu exact numărul, dar ideea e că se credea că e imposibil ca cineva să bată acel record. Și în momentul în care primul om a bătut recordul, instantaneu în următoarea lună vreo 30 au bătut acel record, doar pentru că cineva le-a arătat că e posibil. Fiți un dar pentru această lume, fiți deschizătorii de drumul în această lume. Și acceptați-vă natura voastră divină, diferită, și fiți un exemplu pentru ceilalți. Ce creează această contracție a câmpurilor? Nimic benefic, doar că nu mai sunteți acea lumină care radiază, nici nu mai atrageți la voi ce voi aveți nevoie, nici oportunitățile, nici persoanele. Și mai mult, nu sunteți protejat de energii toxice care vin spre voi cu vibrații mai joase și deci nu creează de fapt nici pentru voi, nici pentru ceilalți din jur miracole. Și tot ce vă împiedică să vă acceptați natura diferită, tot ce vă împiedică să fiți pionierii acestei lumi, rămânând expandați continuu, cum avem noi în sesiunile de pe grupul de Simone Eden Center, da? Vă expandați chiar la nivelul întregului univers, rămânând ființă infinită, cu acces la tot și toate, eliberați distrugeți și decreați de un Dumnezeu de ori acum, da, right or wrong, good or bad, pod and poc, all nice shores, boys, povați and beyond. Asta e fraza de curățare de la Access Consciousness, theaccessconsciousness.com, e în detaliu, e o frază miraculoasă inventată acum vreo 30 de ani, care efectiv duce limitările la sămânța care a creat și distruge, o regresează la sămânță și distruge acea sămânță. Și e făcută special să nu înțelegem tocmai ca să treacă de bariera minții, de a conștientului nostru. Pe acel site, theclearingstatement.com, înțelegeți și mai mult, dacă vreți să și înțelegeți prescurtările. Observați povațul, cei care ați mai lucrat cu mine, e ceva adăugat recent, în ultimele săptămâni. Povaț înseamnă points of view, avoiding and defending, adică puncte de vedere pe care le evitați și le apărați. Și e mult mai puternică fraza de curățare adăugând aceste aspecte. Pentru că, din păcate, avem multe puncte de vedere. Ok. Și de ce ceilalți nu ne înțeleg? De ce? Tocmai pentru că, de multe ori, noi umanoizii suntem pe a dărui și a primi și nu pe a da și a lua. Nu, suntem transformaționali, nu tranzacționali. Și efectiv nu avem același limbaj, nu aveam aceeași energie, aceeași vibrație. Dar e important
Dacă noi ca terapeuți, noi ca oameni care vrem să schimbăm conștiința în acestei lumi, oameni și din corporezi care vrem să schimbăm acel mediu stresant de acolo, pentru că am fost 10 ani și știu cum este. Dacă noi vrem să facem o schimbare, e important să înțelegem că pentru a fi înțeleși de ceilalți, e important să lucrăm cu acest transformațional și să devenim transformaționali în conversații, în comunicare. Și mulțumesc Ioanei Bălănescu pentru acest bootcamp minunat în care am intrat în detalii. Și ce înseamnă? Deci, cum să faceți această trecere spre transformațional și pentru a fi înțeleși de ceilalți? În primul rând, e important să înțelegem că în stres, că în agitație, nu putem fi transformaționali. De ce? Pentru că nu ascultăm. Nu ascultăm și atunci nu ne conectăm cu ceilalți, nu le înțelegem nevoile. E important să facem această conectare inimă la inimă cu celălalt. Și pentru asta e important să cetinim. Exact ceea ce lumea alertă de acum, din păcate, ne face să facem și mai mult, și mai mult, și mai repede, și mai repede, sperând la un rezultat diferit, când, din păcate, fără a încetini pentru a face această conectare inimă la inimă, e imposibil ca ceilalți să ne înțeleagă. Și a încetini nu înseamnă să te oprești din ceea ce faci, înseamnă doar să scazi acest ritm și să capezi claritate. De fapt, 5%, știți legea lui Pareto, 5% din ceea ce faceți creează 90% din rezultate. Poate e momentul să ne mai oprim, să vedem care sunt acele acțiuni din cele 5% care aduc rezultate și să le facem pe acelea și restul să nu le mai facem sau să delegăm sau să automatizăm sau să găsim alte metode, da? Pentru a ne mai permite această încetinire. Deci încetiniți și începeți să ascultați mult mai mult. Nu vă gândiți mereu la ce mai am eu de făcut încă 10 lucruri, ce poate gândește o persoană respectivă, ce gândești ceilalți, să te gândești la următorul pas pe care ai vrea să-l spui tu în discuție, ce ai face tu în situația aia, soluțiile tale. Nu! Fiți focusat pe acea persoană și puneți-vă mintea lui. Asta e un alt tip. Puneți-vă mintea lui, să vedeți prin ochii lui, să-l înțelegeți. Și poate ai o soluție, poate ai trecut printr-o situație asemănătoare, dar nu e momentul acum să-i spui tu, fă asta, fă asta. Ascultă-l, înțelege-l, care-i sunt nevoile, pentru ce e pregătit el momentul acela din viață. Și poate l-a ajuns cu, cu un program, poate l-a ajuns cu o terapie, că tot vorbeam de terapeuți, cu un produs, dar poți să-l ajuți și doar prin a-l asculta și a-i da un sfat și a se simți ascultat, poate, și pentru că își descarcă sufletul. Puneți întrebarea în acces, să aveți acest instrument minunat, cu ușor sau greu. Puneți întrebarea și vedeți ce creează mai mult în acel moment pentru acea persoană și pentru acest univers. Lăsați mintea voastră cu ce ați crede voi că ar putea fi. Deci fiți prezent. Fiți prezent și a fi prezent nu înseamnă neapărat să fii în momentul prezent, cum s-a tot discutat, știți, Eckhart Tolle și toate cele. Chiar recent, Gary Douglas, fondatorul de la Access Consciousness, a zis o chestie foarte interesantă care a făcut multe aha-uri pentru mine. În momentul în care ești în prezent, ești doar într-o dimensiune, ratezi celelalte dimensiuni și celelalte posibilități și celelalte miracole care pot fi în jurul tău. Celelalte oportunități, opțiuni, soluții, da? Deci fiți prezenți doar în a fi acea ființă infinită cu acces la toate dimensiunile
dar nu minte niciun caz, cu mintea coborâtă în inimă și conectați inimă la inimă cu cealaltă persoană. Și poți să fie o întrebare directă, dar deschisă, în care să nu răspundă cu da sau nu. Cu ce pot să te ajut? Ce aș putea face pentru tine? Și poți chiar, dacă simți și pui întrebarea că și asta aduce contribuție, poți chiar și să-l întrebi. În locul, să-i spui, în locul tău, uite, eu am trecut prin situația asta și în locul tău aș face lucrul ăsta. Când ești pregătit să afli mai multe, când vrei ajutorul, când ești pregătit să schimbi asta, vedeți ce simți să spuneți? Eu sunt aici și mă pot suna. E cu totul altă interacțiune. Cu totul altă interacțiune decât acel a da și a lua. Simțiți energia, până și vibrația, energia e cu totul alta, nu? Bună, Cami! Doinița! Ce ahaur au apărut? Ce întrebări aveți? Deci dacă nu sunteți, vă invit pe grupul de Facebook Simone Ionită Dance Center și pe canalele de YouTube Simone Ionită Dance Center și Miss TV Simone Ionită. Și dacă vreți să discutăm mai mult, scrieți-mi în privat. Ideal pe WhatsApp la 0740176750. Că vreți să ajut cu ceva. Cami zice că nu întâmplător e aici și acum. Aveai nevoie de acest aha pe ziua de astăzi, nu? Sunt radioasă, zice, super. Ok. Atunci ne vedem mâine, vineri, la ora 13. Și un alt lucru care l-am învățat în bootcamp ăsta, că algoritmul de la Facebook și de la toate lucrurile de rețele de socializare compensează disciplina. Așa că vinerea și lunea la ora 13 o să ne vedem continuă pentru treapta spre evoluție și pentru a răspunde și la întrebările voastre. Dacă e nevoie. Da, zice, au făcut aha-uri pentru ea, ce am spus astăzi. Și data viitoare o să discutăm despre un alt metod, un alt mod ca să ne facem și mai înțeleși de ceilalți, către ceilalți. Că să știți că asta e o problemă care am avut-o în ultimii ani. Am ajuns foarte mult să lucrez cu terapeuți, cu oameni care au lucrat, au făcut deja multe terapii, au învățat multe terapii, tocmai pentru că vorbeam pe limba lor. Și ei mă înțelegeau. Și tocmai pentru că eram în acest a face și mai mult și mai mult și mai repede, nu a încetini pentru a-mi lua timp să, cu fiecare persoană să, nu știu, să mai vorbesc și la telefon după terapie, să înțeleg mult mai multe, să-l sprijin mult mai mult. Bine, scriam pe WhatsApp, dar nu... Deci încetiniți. Și conectați-vă cu adevărat cu celelalte persoane, inimă de la inimă, și atunci ne simțim mai bine și ne înțelegem mai bine. Pupici!